Și-am ajuns înăuntru și Radu spune și uș. Deci plebul ăsta vărsa sosul și vrea să vorbească și tare. Nici măcar nu vede sosul de lumina pizdii. Pune-mi telefonul. Ai tu telefon. Săracu pizdii. Uite, vedeți acum? Asta e pizza care am luat-o. Ia zi, șuș, fraiere. Șuș. Șuș, fraiere, ia mea. Șuș. Ați văzut o parte în care am mâncat pizza? Asta e a doua pizza. 2-0 în pizda mătii. Am avut dreptate. Suși pula. Abar n-am cum să termin vlogul, deci puteți să gustați din pizza în timp ce dați like, subscribe, chestii. Poftim, luați. Nu? Ia pizza bună. Luați un pic de pizza, vă rog eu frumos, șef. Uite, zici că-i gândaș mor să-mi bag pula pe camera. Și fă alpaca king out. Alpaca king out. Dă-ți una peste pula. Deci mi-aș da. Dă-ți una peste pula. Ai 3 secunde să-ți dea una peste pula. Felicitări. Alpaca king out. Uuuu. La fața lui când am făcut chestia asta. Ceau, ne vedem, presupun că mâine, dacă Bradu nu moare intoxicat la chestia mâine asta. Mâine sau poimene. Ăla a fost outro, nu mai vorbi după outro. Cu tu morții mătii. Tu morții mătii ție. Azi e ultima zi, Radu e la baie secacă, acum mergem acasă. Da. Probabil auziți bășinile, nu? A, și mai țineți minte desenul ăsta, mai exact, era un film. Uram foarte mult pe nenea și pe tantia aia, recăcat din film, dacă le știți. Uite-o pe tantia aia, muie. Muie, tanti. Ce? Am primit niște desene. Mersi de desene, dau. Și... da. O fi cine bun pe afară care urlă și căca, dar... ați găsit hotelul șefilor. Pă bune, adică sigur nu stăm aici. Deloc. Deloc. Nu e ok să urlați și să țipați ca tâmpiții și să sculați hotelul. Da? Nu-i frumos, șefilor! Deloc. Dacă vreți, acasă. Mergeți la mare și urlați în apă alpaca dacă vreți să sculați pe cineva, că probabil pescorișii or fi interesați, ok? Acum plecați acasă. Adule, spune ceva ce acum. Mergem să ne eliberăm de toate toxinele. Practic acum mergem acasă, Radu merge să se pișe ca de obicei și da. Frate, lasă-mă să spun într-un nume foarte frumos și elevat. Ai învățat și tu la biologie. Nimă că nu știu ce ai elevat. Deci... ai timpul ăla. Nu, nu mă stau cu aia să mă duc în toate lucrurile. Eu mă bagă și la mă. Ca să înțelegeți că te rog mult de aici. Radule, te filmezi. Spune că mergem acasă. Mergem acasă. Hai tare. Mergem acasă, cum poți să dorm. Da. Noapte bună. Mersi. Radu, am ajuns, spune ce se întâmplă, în afară că e frig și nu mai căsca. Spune, repede. Frig și mi-e somn și mergem acasă și dormim. Da, 3 ore, că după aia mergem să ne dăm cu pula de pereți. Normal. Acum, tocmai am coborât din taxi, suntem pe drum, îmi bag pula, e frig, mi-e foame, mi-e mama, ne vedem acasă, ceau. Am ajuns acasă în sfârșit, acum pot să mă apuc din nou de făcut videouri. Și când am fost în vacanță am încercat să postez măcar unul ca să înțelegeți despre ce e vorba. Deși! 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 Cât de cumpări! Cât de cumpări! În fine, mulțumesc că v-ați uitat la căcaturile astea de vloguri. Literally vloguri de căcat. Dar făcute din dragoste. Vă iubesc ca de obicei, alpaca king out.